Ministerul de Interne este în cea mai dezastruoasă situație din istorie. O spun chiar polițiștii, după ultimele scandaluri care au zguduit structurile MAI. Cosmin Andrei, ca președintele sindicatului Europol, susține că nu a întâlnit niciodată o imixtiune politică atât de mare și a calificat situația drept o prostituție profesională fără precedent. Potrivit sindicalistului, nu există județ în care politicienii să nu facă presiune asupra polițiștilor. Agenții care îndrăznesc să înfrunte pe baronii locali sunt amenințați sau chiar sancționați. În ultimii ani, scandalurile la Ministerul de Interne s-au ținut lanț. Ultimul caz controversat este cel al achizițiilor de BMW-uri de la firma prietenului președintelui Klaus Iohannis. Polițiștii se plâng că situația în sistem nu a fost niciodată atât de rea și că imixtiunile politice au ajuns la cel mai înalt nivel. Sindicaliștii îl arată cu degetul pe ministrul Lucian Bode. L-aș cita pe domnul Bode în mai multe declarații pe care le-a avut în ianuarie 2021, martie 2021, aprilie, mai 2021, în care ne spunea, deschid citatul, împuternicirea este o practică bolnăvicioasă a sistemului. Am închis citatul și mai departe spunea că este cauza principală a haosului pe care l-a găsit dumnealui la nivelul ministerului. Din păcate, domnul Bode are ori o memorie scurtă, ori interesele de partid sunt mai presus decât ceea ce a constatat dumnealui sau decât principiile pe care le evoca la începutul acestui mandat. Pentru că constatăm în continuare că inclusiv la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, unde este direct responsabil de organizarea concursurilor pentru funcțiile de conducere, avem împuternicit și desemnați de ani de zile, adică el nu a făcut altceva decât să continue această practică. În practică, posturile pentru funcțiile de conducere ar trebui ocupate în urma unui concurs, însă realitatea este alta. Este foarte simplu de tradus, greu de digerat însă. Vorbim despre situații în care posturile de conducere sunt vacantate, ori prin pensionare, ori prin mutare sau prin alte modificări ale raporturilor de serviciu, iar în momentul în care rămâne vacantă acea funcție, nu se organizează concurs, ci se desemnează o persoană printr-un act de împuternicire să exercite temporar, cel puțin aceasta este definiția, însă la noi este nu mai corespunde cu definiția inițială, să exercite temporar funcția de conducere. Aceste lucruri înmulțiți-le cu aproximativ 3.000-4.000 de situații la nivelul Poliției Române, Poliție de Frontieră.